Acest vlog vă este oferit de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un gentleman adevărat. Wow, ce limba speră. I love cats. Even the big ones. Mqobokela khamike ice cream khokhokhong ice cold yoke ice cream ngxadi che. Bun găsit din nou din Namibia. S-a terminat cu asfaltul, dar drumurile de pământ sunt aici extrem de bune, limită de 100 la oră, deci poți să mergi și cu 100. Chiar și Miorița se mișcă bine pe aceste drumuri. Vă spuneam, Namibia este o țară turistică pentru turiști cărora le place să meargă cu mașini închiriate, care vor să descopere singur țara. Și asta facem și noi, descoperim împreună, eu împreună cu voi, Namibia. E foarte pustie. Uite, merg de o oră și cred că am văzut o singură mașină. Pe drumurile acestea secundare, care sunt foarte bune, majoritatea, te duci, ești cu gândurile tale, spui muzică, radio. Foarte fain, e o țară, dacă îți place să conduci, să parcurgi distanțe mari, să vezi locuri neatinse, de om, Namibia, locurile trebuie să veniți. Partea asta a Namibiei, ai senzația că ești în vestul sălbatic, în America. Mai cowboy lipse, sunt de ferme. De fapt, toate parcelele sunt îngrădite și din loc în loc treci tu cu mașina de diferite porți. Sunt delimitări ca să nu treacă, să nu vină animalele sălbatice. Și sunt ferme și ferme și vezi, ca și în filmele western, câte o roată din aceea de vânt, câte o fântână, tractoare, foarte interesant. E o senzație ciudată. Bârâie urât. Da, era clar. Trebuie să o degea. Să vă spun și unde merg sau unde vreau să merg. Este un camping și o fermă unde sunt niște gheparzi, unde poți să te plimbi cu gheparzi, să pui mâna pe ei, ceva în genul cam cum a fost Fatala în Senegal, unde ne-am plimbat cu lei. Și am ajuns la poartă, am trecut. Problema e că scrie aici la poartă, dacă nu ai rezervare, nu vezi gheparzi. Și evident că n-am apucat să fac rezervare pentru că nu știam în care zi voi ajunge aici, cum sunt drumurile, cum rezistă Miorița, dar mă duc totuși cei 7 km până la cabană să văd despre ce e vorba. Nici tinerii din mașina din față nu aveau rezervare, nu știau cum se face. E o poartă, zice, intrați pe riscul vostru, scrie aici. Nu, intru pe riscul meu. Zice, hai să vedem dacă e electrificat gardul. Că asta sigur e. Nu e electrificat. Hai să vedem, nici ei n-au rezervare. Poate avem noroc și vedem pisicuțele. Dacă nu, asta e. Aici
just want to clean the meat before you start eating. Avem noroc că de fiecare dată s-a rezolvat. Am așteptat o oră aici până... Au venit mai repede, am fost plecați, era închis azi, dar pentru noi, mai sunt doi turiști aici, unde sunt anunțați, ne arată pisicuțele. Wow! How come they are not shy with people? They grew up with me, they were small babies. Okay. And they're not aggressive to humans, they're... They do the wrong thing, yes. Okay. So do you think I can... I can pet him or so? No? This one in the last few days a little bit grumpy. This one is a bit grumpy. Okay. It looks so pristine, so I thought. Ghepardul sau cita în engleză este un animal din familia felinelor ce poate fi găsit doar în Africa, la sud de Sahara, unde se plimbă pe câmpii deschise, în iarba din savană sau prin pădurea refiate. Mai există o populație mică de câteva zeci de exemplare și în nord-estul Iranului. Au o blană galben-pal cu puncte negre pe părțile superioare, iar pe burtă sunt albe. Fețele lor se disting prin linii proeminente negre care se curbează de la colțul interior al fiecărui ochi până la colțurile exterioare ale gurii. Aceste pisici mari cresc până la 1,5 metri lungime, plus o coadă ce mai poate avea încă 80 de centimetri. Greutatea lor variază de la 34 la 54 de kilograme, masculii fiind ceva mai grei. Este cel mai rapid animal terestru din lume și un ghepard poate atinge 112 km pe oră în doar 3 secunde. Este mai rapid decât o mașină de Formula 1. Corpul său a evoluat pentru viteză, cu picioare lungi, o coloană vertebrală alungită, gheare adaptate pentru a prinde pământul și o coadă lungă ce îi asigură echilibrul. Deci o mâță toarce. Asta toarce ca un diesel din ăla, model vechi. Oh. Hello. It's okay? Yeah. Okay. Wow. It's a limba spare. I love cats. Yeah. Even the big ones. That's what it's doing before biting, yeah. Huh? Okay. No stress at all. Can I? Yeah, I can. So sweet. I love it. How old are they? This one is 12 years, and this one nearly 9 years. Okay. It's a male and a female, both. Both females. Mm. Yeah, my new friend. Am doar pisicile. Încep să mă gândesc dacă pe lângă mănuțe și pinguini să nu-mi placă oare și ghepazii. Foarte mult. Mulțumesc pe această cale lui Octavian de la Austral Travels, prietenul nostru de suflet care a fost ghidul nostru în Kenya și cu care vom mai merge în multe locuri.
care organizează excursii din astea exotice pentru cunoscători și care mi-a dat sfaturi peste sfaturi despre Namibia. El mi-a spus ce traseu să aleg, ce să vizitez și el mi-a recomandat să vin la ferma aceasta. Mulțumesc, Octavian! Te îmbrățișăm și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. A, și tot Octavian a sponsorizat pe parcursul expediției cu telefonul prin satelit, care mi-a picat foarte bine de câteva. Gheparzii sunt carnivori și se hrănesc vânând alte animale, inclusiv iepuri, facoceri, springboks, gazele sau păsări. Original este faptul că aceste feline vânează în timpul zilei, pentru a evita competiția altor prădători puternici, cum ar fi leii, hienele sau leoparzii. Și, da, sunt niște prădători extraordinari. În primul rând își folosesc vederea excepțională pentru a-și scana împrejurimile, înainte de a urmări în liniște prada aleasă. Apoi, când este momentul potrivit, ei sprintează și doboară victima și o ucid cu o mușcătură în gât. Deoarece sprintul la astfel de viteze consumă foarte multă energie, o urmărire de ghepard este de obicei limitată la 2-300 de metri și durează mai puțin de un minut. Dacă în acest timp nu și-a prins prada, are nevoie de un timp foarte lung pentru ca organismul să se refacă pentru a putea ataca din nou. Got air conditioning, yeah. Ce-a uitat în ceapcă? Nu știu ce se întâmplă acum, ne duce undeva, habar n-am unde. Tocmai când credeam că vizita la leoparzi s-a încheiat, cu un prânz al animalelor și cu o scurtă mângâiere din partea noastră, proprietarul ne-a invitat să ne urcăm într-un pick-up. Nu ne-a spus însă unde ne duce. Asta da aventură! Doi sunt acasă acolo și restul sunt aici în sălbăticie. Trebuie să aflăm de ce sunt doi acolo și restul aici. Citarea a deschis poarta împingând-o cu mașina și acum a fugit repede să o închide, să nu fugă. Ok, nu prea ne place. Dacă cei doi ghepari de acasă erau într-adevăr domesticiți, să spunem așa, aici avem de-a face cu trei fiare sălbatice, care nu par foarte prietenoase. Dar dacă domnul acesta spune că totul e în regulă, așa o fi.
animale sociale, gheparzii se găsesc de obicei în grupuri, formate fie dintr-o mamă și puii ei, fie din mai mulți frați, care rămân împreună aproximativ 6 luni după părăsirea mamei, sau o coaliție de masculi care trăiesc și vânează împreună. Femelele adulte, totuși, tind să fie solitare și se întâlnesc cu masculii doar pentru randevuri amoroase. Femelele nasc de obicei între 2 și 8 pui. Își alăptează puii într-o vizuină ascunsă de vegetația înaltă, până când aceștia au între 16 și 24 de luni și se pot îngriji singuri. Din păcate, acest animal frumos este amenințat prin pierderea habitatului și a prăzii, precum și prin conflictul cu oamenii. Astăzi, în Africa, mai trăiesc aproximativ 9 până la 12 mii de gheparzi. Trebuie să vă dau o veste foarte proastă. Vă amintiți legat de Africa de Sud, ultima țară din expediție? Nu am viză. Și am încercat să o primesc în Angola și consulul mi-a explicat foarte frumos că nu se dă decât în țara de origine, în țara unde ai domiciliu. Dar să vin în Namibia, poate obține ăștia o derogare și așa mai departe. Am sunat astăzi la consulat și le-am spus, uite care e situația mea, așa și așa și așa. Le-am spus că nu se poate și atunci am fost foarte sincer și le-am spus, mai e încă o problemă, mai am doar o singură pagină liberă în pașaport. Ca să nu mă trezesc că se aranjează și mă duc acolo și zice că nu poate să pleacă. Și atunci au fost foarte categorici și au spus, ne pare rău, legea spune că trebuie să ai 3 pagini libere minim, nu putem să vă dăm viza de Africa de Sud, ne pare rău. Așa că nu e glumă, nu pot primi viza de Africa de Sud în condițiile date. Să căutăm un camping. Sunt foarte multe, vă spuneam, în Namibia. Unele au recenzii mai bune, altele mai rele. Ne cam prinde seara. Hai să vedem cum o fi acesta. M-am cazat. Băi, ce nisip e aici. Iar e priză din asta. Am uitat să cumpăr un adaptor, mă. E mișto. Acolo e baia. O să mergem să vizităm imediat. Ce o lumină. S-
Singurul lucru deranjant e praful ăsta care îl ai peste tot. Asta este. Am trezit la 6 astăzi pentru că în principiu este o zi extrem de lungă, va fi o zi extrem de lungă, trebuie să vedem multe chestii și să ajungem foarte departe. Haideți să vedem. Cât de relaxant poate să fii să conduci într-o țară unde știi că nu te oprește poliția, nu trebuie să discuți cu ei, nu trebuie să le dai pixuri. Apropo, încă mai am. Vreau să rezumflu puțin mai tare roțile, măcar cele din spate, ca să totuși să nu scuture așa și să nu pice toate. Namibienii știu să facă bani din turism. Orice lucru demn de văzut devine obiectiv turistic important. Bine, unele lucruri chiar merită văzute, cum este, de exemplu, pădurea pietrificată. Încă de la intrare ne întâmpină bucăți din arborii pietrificați. Însă, dacă vă gândiți să băgați una în buzunar, gândiți-vă încă o dată. Amenda este de 300 de euro și sau un an de închisoare. Wow! So this was once a wood. Yes, it was wood, but it's turned to stone. Stone. Fost lemn care s-a pietrificat și acum e piatră. Numele pădurea pietrificată induce puțin în eroare, deoarece nu este tocmai o pădure care s-a transformat în piatră, ci mai degrabă o acumulare de trunchiuri enorme de copaci fosilizate, vechi de aproximativ 280 de milioane de ani. Oamenii de știință au descoperit că aceste trunchiuri nu au crescut în Namibia de astăzi, ci au fost aduse de un râu în vremuri străvechi, când una dintre multele epoci glaciare s-a încheiat pe continentul Gondwana. Trebuie să fi fost o inundație uriașă care a dus trunchiurile sute de kilometri până în locul unde se află astăzi. Această viitură a transportat și mult nisip și noroi, care au acoperit copaci într-o asemenea măsură încât a fost prevenită pătrunderea aerului și, în consecință, nu a mai avut loc nicio degradare. Materialul organic al trunchiurilor a fost perfect conservat. Datorită presiunii enorme, pe durata a milioane de ani, chiar și cele mai fine structuri ale lemnului au fost dizolvate de acid silicic și înlocuite cu cuarț, care este acid silicic în stare cristalină. Rezultatul sunt trunchiuri perfect conservate și complet pietrificate. Datorită eroziunii, multe dintre aceste trunchiuri sunt acum expuse și printre multe exemplare mai mici au fost descoperiți doi copaci complet expuși, care măsoară până la 45 de metri lungime. Geologii au făcut câteva cercetări asupra trunchiurilor și au descoperit că acești copaci aparțin familiei arborelui Cordaites, care a crescut cu mult timp în urmă în Europa de astăzi și a fost strămoșul brazilor și al molizilor. So this is the biggest one that you will find in the park that we are saying the visible part that you see is in 10 meters and the one in diameters it's 1.2. Yes. Okay. So you never know how long it can go that side or even that side how long it can go. But it's a very, very long trees that you will get in the area. Okay. So we normally ask our guests what they can see out of this picture here in this rock. Africa. Very good. So it's only that the Madagascar is on it's the wrong side. It was supposed to be on this side. Yeah. Yes. Oh, look. He seems from yesterday here. So he is moving so that you may not say that he is also petrified. No, he's not petrified. Yeah, you see? Okay,
Ce vedeți aici este un trunchi de copac pietrificat și el. Este ceea ce ați găsit dacă ați tăia transversal copacul. După cum puteți vedea, partea mai moale a pomului s-a transformat într-o gaură, iar pe partea pietrificată se pot identifica chiar niște inele de creștere. Dincolo se pot vedea chiar mai bine aceste inele de creștere, iată. După aceste inele putem identifica câți ani a trăit pomul, cum a fost clima în timpul vieții copacului și așa mai departe. Dincoace putem vedea coarțul. Din cauza presiunii la care a fost supus, totul s-a coarțificat. Copacul pe care îl vedeți aici este Mopani. Mopani este un copac foarte important. În primul rând, folosim lemnul pentru foc și frunzele lui sunt folosite în medicina tradițională. Dacă avem dureri de stomac, nu mergem la spital imediat, ci putem mesteca niște frunze de mopani și ne vor trece arsurile la stomac. Putem de asemenea să le fierbem, să facem un ceai din ele. Și sunt și niște viermi care trăiesc în acești copaci, dar doar în sezonul ploios. Și acești viermi sunt foarte buni și îi mâncăm. Vedeți, frunza aceasta are 12,6% proteine și viermii ei mănâncă doar aceste frunze. De aceea și carnea viermilor este foarte hrănitoare, pentru că aceasta conține multe proteine. Vei găsi acești viermi și în restaurante și în supermarketuri. Vă aștept să mănâncă ce spaghete cu viermi mopani. Aici poți vedea chiar nodurile care au fost prezente pe trunchurile copacilor. Iată și aici, din aceste noduri se ramificau crengile. Aici avem cel mai lung copac pe care l-am descoperit în această zonă. Începe de aici și continuă până dincolo de acei doi pomișori. 36 până la 40 de metri lungime. Ce? Una dintre cele mai otrăvitoare plante? Da. Știi când boșmanii merg la vânătoare? Ei înmoaie vârful săgeților în seva acestor plante. Când trag în animal, animalul va deveni paralizat în câteva secunde și vânătorii știu să meargă să urmărească animalul și să-l găsească unde acesta moare. Deci dacă ating planta, pot să mor? Nu, dacă o atingi, nu, dar dacă o sfărm între degete, trebuie neapărat să te speli pe mâini înainte să mănânci. Seva, laptele acestei plante, este foarte otrăvitor. Aveți aici animale periculoase, șerpi, scorpioni. Animale periculoase nu trăiesc în această zonă. Pleacă din această zonă pentru că aici nu se prea poate găsi apă. Dar șerpi putem găsi, nu sunt des întâlniți, dar găsim șerpi și scorpioni. Pe lângă trunchiurile de copaci petrificate, aici pot fi văzute câteva exemplare frumoase de Velvicia mirabilis. Planta poartă numele lui Friedrich Velvic, un botanist care a descoperit planta la mijlocul secolului al XIX-lea în Angola. Velvicia este considerată a fi o fosilă vie datorită faptului că sunt plante cu viață foarte lungă. Se spune că unii Velvicias au 1500 de ani și chiar mai mult.
Plantele sunt endemice în deșertul Namib și constau doar dintr-o rădăcină, o tulpină mică și două frunze. Cea mai veche plantă velvicea pe care o puteți găsi este în lângă orașul Svakopmund. Are o vechime de 1500 de ani. Acestea de aici au doar 200-300 de ani. Drăguță, pădurea pietrificată. Așa-i. Oricum, namibienii știu să-și vândă țara, să spunem așa, din punct de vedere turistic. Orice chestie micuță, nu că n-ar fi fost interesant, a fost foarte interesant. Orice chestie micuță, par 250 de dolari namibieni, asta e 14 euro, preț standard. 14 euro să vezi orice chestie, gândiți-vă, 14 euro, cât un muzeu în Europa, da? Deci, nu, e o țară care încurajează turismul și e foarte fain. Totul e aranjat, magazin de suveniruri, loc de servit o băutură rece, ghid, personal sau pe grup, la fiecare obiectiv, inclus în preț, e ok. Am propus în această expediție să vizităm cât mai multe triburi și oameni care trăiesc încă după modul tradițional din Africa. Ați văzut, am fost la Pigmei în Africa Centrală, am fost la Himba ieri și astăzi suntem aici în locul unde trăiește populația Damara, în Damara Land. Dacă ieri a fost un sat de Himba autentic, unde ei încă mai trăiesc, așa cum i-ați văzut, aici unde am venit acum este un living museum, adică un muzeu viu. Sunt figuranți, să le spunem actori, care îți arată exact cum trăia populația Damara în urmă cu zeci sute de ani. Pentru că ei și-au cam pierdut obiceiurile odată cu venirea coloniștilor europeni. Wow, very nice here. Thank you. Okay, so the main reason why we opened the museum is to keep our culture alive and teach our young ones. Damaras, they were nomads, they were hunters and gatherers, so they were moving from one place to another because of the rain. And they used to build their houses next to the mountains, next to the rocks, to hide easily when the dangerous animals come and the rain, to hide in the caves for their safety, okay? We are making the fire with these two special wood. Maybe I speak in Damara language. Is that good? Okay. So I say again, Baraka, we need to make sure that we can hold our tongue. No matter what is the problem, you need to don't get carried away. No hunting, no fire making, no woman for you. It was the big test, yeah? Co
Of course. That's how we are making the fire, you see? Ați văzut acum. Noi culegem lemne uscate din copacul Mopani, facem un foc, frigem o carne, mâncăm, bem bere tradițională și după ce ne îmbătăm, știți ce se întâmplă? Da, exact. Ne distrăm. Începem să vorbim în limbi străine și nu ne mai înțelegem unul cu celălalt. Capital Credit, cele mai bune dobânzi de pe piață și comisioane transparente pentru creditele ce au garanție mașini și ceasuri de lux. Primești până la 80% din cota de piață a mașinii sau a ceasului. Capital Credit îți acordă până la 150.000 de euro pe loc. Cu documentație minimă și timp scurt de așteptare, îți transformi rapid mașina sau ceasul de lux în numerar. Mașinile stau în parcare acoperită, păzită 24/24, iar bunurile sunt asigurate. Apelați la Capital Credit. Capitalul la nevoie se cunoaște. Aici facem hainele noastre tradiționale din blană de capră. Okay. Întâi luăm pieile și le uscăm la soare. În trecut, pe vremea când poporul meu vâna, foloseam piei de la animalele sălbatice, dar actualmente folosim doar de la cele domestice. După ce dăm părul jos de pe piele, tratăm pielea cu un amestec special pe bază de grăsime și o uscăm din nou la soare. După câteva ore de stat în soare, ea va fi moale și maleabilă, la fel cum este și cea pe care o port eu acum. Părul, dacă este, precum în acest caz, moale, este bun la umplutul perinilor tradiționale. Oasele, după cum le puteți vedea, le purtăm agățate la brâu și acționează ca niște instrumente muzicale atunci când cântăm și dansăm. Pieile de animale le mai folosim și pe post de saltele pentru dormit. Vreau să te învăț acum un cuvânt în limba noastră și anume Ayos, care înseamnă mulțumesc. Să le vizităm acum pe doamne. Acesta este atelierul femeilor. Aici femeile tocmai fac bijuterii din coaja oului de struț. Brățări, coliere, inele, cercei și multe altele. În prima fază se sparge oul, se taie coaja în bucăți regulate. Acestora li se dă o formă, iar cealaltă femeie introduce șnurul prin aceste bijuterii. Aici se poate vedea cum se sparge coaja oului, se rupe în bucăți. Să vă mulțumesc.
După ce au isprăvit cu prelucrarea oului de struț, pentru a face aceste coliere, se combină bucățile de ou cu tot felul de semințe și fructe. Bucățile negre lungi, de exemplu, sunt spini de la porcul spinos. Iată, se poate vedea aici. De la porcul spinos, wow! Aceasta este berea noastră tradițională și berea se face dintr-un soi special de semințe. În timpul sezonului ploios se recoltează aceste semințe, apoi se transportă în interiorul colibelor. Pentru a face berea se amestecă cu apă și cu zahăr și apoi se lasă 2-3 zile în soare. Pe vremuri, când nu aveam zahăr, cei din poporul meu foloseau miere. Aici suntem la un fierar tradițional. Pot să întreb pe acești bărbați Madisa. Madisa înseamnă ce mai faci. Aingia înseamnă sunt ok, sunt bine. Aici putem vedea diferite unelte, se fac diferite unelte și arme, cuțite, săgeți și așa mai departe. Este un proces complicat acesta de prelucrare a fierului. Este nevoie de foarte multe feluri de pietre pentru a prelucra. Înainte le căutam noi în ținuturi îndepărtate, în munți, dar acum se pot procura prin alte mijloace, este mult mai ușor. Întâi se încing uneltele de prelucrat în foc. Când sunt suficient de încinse, se pun pe această piatră, unde sunt prelucrate în primă fază prin lovire. După ce fierul este făcut plat, acesta este ascuțit sau prelucrat mai departe pe un alt fel de piatră. This one we call it ngaring op in our language. Try ngaring op. Ngaring op. Yeah. Această pipă este se cheamă nyari pop în limba noastră. Este făcută cu o bucată de lemn și cu un corn de la un springbok. Se poate folosi, de exemplu, de către bărbați pentru a se barberi. Femeile îl folosesc pentru îngrijirea mâinilor. Se mai poate folosi și ca un mic topor sau dacă dăm această bucată de metal jos și îl umplem cu tabac, va fi o pipă și mai poate fi folosit și pentru a ne scărpina pe spate. Este o unealtă universală. Aici se mai fac, de exemplu, și cuțite. Acesta este copacul Mopani, foarte utilizat în cultura noastră. Dacă avem dureri de stomac, luăm frunze, le spălăm și bem acea infuzie. Dimineața putem folosi aceste ramuri ca să ne curățăm dinții. Dacă decorticăm aceste crenguțe, putem obține niște instrumente utile pentru construirea caselor, iar dintr-un cârle mai groase ne facem casele.
Ai făcut un an, deci ești naniva. Ai făcut, ai făcut. Acest este Maru Asensi. Dacă avem probleme cu urechile, luăm frunzele, le punem în apă, le fierbem și cu apa, când se răcește, facem niște picături pentru tratarea infecțiilor auriculare. Acesta este Poscaprida. Dacă avem prea multe gaze, fierbem frunzele și bem acea infuzie. Aceasta este balegă de elefant, foarte, foarte sănătoasă și cu multe întrebuințări, pentru că elefanții mănâncă foarte multe plante sănătoase. Atunci când strămoșii noștri aveau dureri reumatismale, dureri de încheieturi și așa mai departe, puneau această balegă în apă fierbinte, o scoteau, acopereau cu niște cârpe și o puneau pe locul unde aveau dureri. Drăguț, Damara Living Village, chiar nu părea kitsch sau așa. Mă bate gândul, de ce nu facem noi în România așa ceva cu dacii? Oare avem? Sau auzisem că voiau să facă undeva. Este? Știți cumva? Un sat dacii cu actor, cu tot, muzeu, foarte tare, foarte tare. V-am spus deja vestea cea proastă. Nu reușesc să primesc vize de Africa de Sud în Namibia. Deci trebuie găsită o soluție sau o altă continuare pentru expediția noastră. Ce decizie am luat? Veți afla în episodul următor. Până atunci însă îmi au rămas bun mulțumindu-vă pentru susținere, încurajări și donații. La revedere! Pe curând!